Salut și bună seara! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis, like-urile care le-am primit pe pagina de Facebook și Giovanni, pe YouTube și sugestiile care mi le-ați trimis în privat, ce vreți să mai vedeți, ce fel de rețete. Și în seara asta la Politicien la Creatiță am invitat pe Mary Drăgoi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă simt cu adevărat onorată să fiu aici în prezența dumneavoastră. Mai ales că astăzi vom găti, din câte am înțeles, mâncarea mea preferată de aici. Da, astăzi avem pe Mary în bucătăria noastră și cum am aflat așa din sursele mele proprii că îi place foarte mult supa de ceapă pe care o fac eu la restaurant și atunci am zis să învăț să facă supa de ceapă pe care o servește la mine la restaurant să facă și acasă. De ce nu? Este cu adevărat demențială și seara asta am aflat și secretul pe care mă gândesc că o să-l împărtășim cu toți imediat. Da, cum să nu, vom face secretul. Unul din secrete. Dar unul era cu adevărat secret. Da. La care nu m-aș fi gândit. Da, dar cel mai important secret în bucătărie este dragostea, care o pui în farfurie. Sunt convinsă. La fel ca și în politică. Bănuiesc că politica nu se face doar la rece, se face cu dragoste și cu desăvârșire. Și cu credință. Bineînțeles. Bun. Atunci hai să trecem la lucruri mai serioase, nu? Ce zici? Să ne apucăm de treabă. Da. Bun. Ca să facem supa de ceapă, vom avea nevoie de ceapă, ceapă albă, ulei de măsline, unt, zahăr, făină, o supă de legume cu... supa de legume eu am fiert și oase, am făcut o bază din supă de vită. Pâine și vom folosi brânză brie deasupra. Bun, ideea este în felul următor. Partea cea mai ușoară o fac eu, partea cea mai grea o faci tu. Da? Mulțumesc! Păi acum, dacă eu mâine aș veni la tine în birou și mai pune la politică, sigur îmi dai partea cea mai grea. Să vezi dacă pot, dacă vreau și dacă învăț. E cu adevărat o provocare și voi încerca să-mi dau toată silința. Bun, atunci hai să începem. Începem cu partea cea mai dificilă, dar nu voi lăsa singură pe Mary. O ajut și eu să curățăm ceapa. Îți predau cuțitul. Uite, tot ce parte în murdară cu ojile le punem aici, da? Acum știu că, de exemplu, în politică se mai și plânge. Chiar mă gândeam că poate ne împărtășești un secret să nu mai plângem de la ceapă. Secretul de a nu mai plânge de la ceapă stă în felul următor. Ori luăm o pereche de ochelari de schi, da, ori nu mai curățăm ceapă. Sau pe cal, ca să nu mai vedem. Da, nu există un secret pentru a nu mai plânge când curăț ceapă. Când curăț ceapă, inevitabil vei plânge. Acum depinde cât curăț. Nu, mai auzisem că dacă o lăsăm în apă jumătate de oră, Da, este un mini secret. Mă, nu știu dacă e un mit. Sincer, n-am încercat. Dacă lăsăm în apă, dar nu e chiar așa adevărat. Acum depinde. De exemplu, eu când am început cariera de bucătar, în fiecare dimineață avem de curățat 30-40 de kg de ceapă, 20-30 de kg de morcov. E bine. Perfect. Aici. 20-30 de kg. Deja a început să trișăm. Și mai mare tot eu. Nu. Bine. Și curățăm în fiecare zi câte 30-40 kg de legume, să zicem. Baza pentru ziua respectivă. La 40 de kg de ceapă, nu știu dacă cu o zi înainte mai puteam să pun în apă. Dar încercăm și varianta asta. Ideal ar fi când curățăm ceapă să curățăm în aer deschis, dacă se poate. Și atunci nu evităm plânsul. Partea cea mai dificilă am făcut-o, n-am plâns nici eu, nici Mary, deci treaba e bună. Înseamnă că mă pot apropia și eu de politică și de bucătărie. Bine. Bun, zi-mi un lucru, înainte de a pregăti următorul pas, ceea ce înseamnă să tocăm ceapa, și cum e că știu că azi ai petrecut ceva timp la salon și ți-ai făcut unghiile, atunci am să
Tokyo, ceva. Da? Mulțumesc! Mulțumesc, chiar aveam emoții. La partea asta, sincer, chiar aveam emoții, pentru că niciodată nu am știut, adică, cum ar fi corect. Să o tăiem așa și începem, lăsăm codița și o tocăm așa, sau o tăiem invers. Bun, hai că asta, partea asta mă ocup eu și te voi învăța. Dar în același lucru învață-mă și pe mine ce înseamnă politică, cu adevărat. Din punctul meu de vedere, da, din punctul tău de vedere, politică înseamnă credință, înseamnă iubire de țară. Cred că de aici ar trebui să plecăm, de la premisa asta cu toții. Dacă îți iubești țara, poți face politică. Dacă îți iubești semenii, poți face politică. Înseamnă să pui interesele cetățenilor și interesele celorlalți mai presus de propriile tale interese. Atunci înseamnă că și eu fac politică, dar fac cu tigăile. Exact, exact, exact. Cu ingredientele. Exact, bun. O politică de bucătărie, să zicem așa. Păi mi-am zis să mai spune în bucătărie că sunt un fel de Mussolini. Deci înseamnă cumva politică. Bun, am înțeles. Nu, no. Se mai spune că sunt foarte răutăcios și... Răutăcios în ce sens? Sunt răutăcios în bucătărie, dar sunt răutăcios pe bună dreptate, constructiv, adică recunosc că nu e ușor să lucrez, adică cel puțin pe partea, eu vorbim acum de partea de profi, partea de restaurant, e greu să lucrez. Cine lucrează cu mine știu, înțeleg prin ce trece, sunt foarte sever, dar sunt sever pe bună dreptate. Am înțeles, înțeleg că eu aici beneficiez de multă indulgență. Nu, un bucătar șef și un bucătar bun și corect. Trebuie să înțeleagă când vorbești cu un profesionist și când vorbești cu un amator sau când vorbești cu cineva care își dorește să învețe. Și atunci trebuie să împărtășească secretele și lucrurile să facă persoana respectivă să înțeleagă. Cred că același lucru este valabil și pentru voi, nu? Exact, trebuie să ne adaptăm la tot ceea ce este necesar, la ceea ce se cere. Trebuie să ne pliem oarecum pe situație. Revenind oarecum așa la politică, adică eu personal am ales să mă implic în politică, deși nu am mai făcut politică până acum, este pentru prima dată când intru în politică, pentru că m-am săturat să tot acuz, să tot scuz, ba, acuzam că ăla nu face nimic, ăla nu face nimic. Păi mă întreb, dar ce fac eu? Exact ca și la bucătărie, ok, îmi place supa de ceapă, dar ce fac eu? În afară că merg și o comand la Chef Giovanni, care e demențială, altceva nu fac pentru că eu nu știu să o fac acasă. E, acum probabil voi repeta rețeta. Este teoretic pentru un client. Nu, cu siguranță nu, pentru că mai sunt și alte preparate care mi plac în mod deosebit. Mai este mușchiul de viță, care este iarăși demențial. La niciun restaurant n-am mai mâncat mușchiul atât de bine făcut. Mie nu-mi place nici mediu, mie îmi place așa puțin mai ars. Și de fiecare dată când am solicitat lucrul ăsta a fost bine făcut, dar nici ars, dar... Am înțeles, da. Nu mă pricep la termenii culinari, dar cu siguranță a ieșit exact pe placul meu. Am înțeles, deci am mai făcut un lucru bun. Da. Dar, bun, în viața de zi cu zi nu ești doar un politician. O, nu, sunt și mamă, și avocată, și casnică, și prietenă, și cumătră. Sunt de toate. Adică acum trebuie să dăm un secret din casă. Unul din băieții care ne ajută să facem emisiunea și filmează și ne suportă și stă în mirosul de ceapă. Două secrete. A. Ambii sunt cu mătrii mei. Ambii. Deci trebuie să dau un miel acum de Paște. Exact. Greșit. Ai greșit. Bine. Bun. Acum trecem și la partea mea. Am zis că te învăț și te explic cum vom tăia ceapa pentru supa de ceapă, da? Simplu. Tăiem ceapa în două. Da? Așa. Punem pe tocător. Mare grijă când tăiem. Eu am o pasiune. De obicei când tai anumite lucruri, tai cuțitul ăsta. Astea sunt cele două cuțite ambele care nu mă dispar niciodată de ele. De obicei se spune cuțitul este mâna, prelungirea mâinii unui bucătar. Asta am învățat de la un bucătar șef japonez. Eu nu-l înțelegeam pe el de ce seara, după program, după ce spălam bucătăria, după o zi întreagă de aia de service demențial, când eram tăhui și vreau să fugim acasă, el mai stătea încă jumătate de oră și ascuța cuțitul pe piatră. Și după aia, vorbind cu el, am înțeles că, de fapt, cuțitul este continuarea unei mâini. Obiectul muncii. Da. Ei, și atunci eu am tot timpul astea, două cuțite, cel puțin. Am o trusă întreagă, dar astea două le am tot timpul pe lucru, adică pe banc. Și atunci eu folosesc un cuțit, să zic așa, zințat. Da?
care mulți îl confundă cu un cuțit de pâine. Nu este un cuțit de pâine, este un cuțit de legume, care seamănă cu un cuțit de pâine și putem să și pâine. Și e simplu, deci voi tăia ceapa, în primul rând mare grijă ca să nu ne tăiem unghiile, da? Ținem... De obicei mai am câte un accident, da. Se mai întâmplă. Ținem degetele, nu le ținem așa și tăiem, da? Le ținem în interior și ne folosim de partea asta, da? Foarte simplu, nu trebuie să, nu trebuie să depunem multă forță. Am învățat. Da? Mă voi folosi de acest cuțit. Nu te poți folosi de acest cuțit, îl predau pe asta. Ca să începem de la început. Da? Ok. Sosul. Deci, tăiem ceapa așa. Da. O așezăm pe tocător. Da. Ținem degetele așa ca să avem grijă la unghiuțe. Să le păstrăm în continuare. Să le păstrăm. Sunt făcute, nu chiar de astăzi, dar sunt oarecum proaspăt făcute. Perfect. Și am reușit. Da. Pentru prima dată am reușit. Acum norocul începătorului, nu? Nu, am mai tăiat ceapă, dar nu, bine, nu cu un asemenea cuțit cu siguranță. Pentru supa de ceapă, prima parte și ultima, o văd de-alea o parte. Acum în bucătărie mai e un secret. Noi am zis că avem aici o supă de legume. În supa asta de legume, eu ce am folosit? Am folosit legume cu vită, nu? Da, dar am făcut prima dată o supă de legume, după aia am făcut o supă de vită și am amestecat. Pentru că eu în bucătărie la gătit folosesc supă de legume și supă de vită. Supă de pui, depinde de preparatul care am. Dar tot timpul, mai ales în perioada asta a postului, folosesc doar supă de legume. Și atunci din capetele astea, care noi să zicem că le aruncăm, de fapt nu le arunc, le pun într-o oală, ceapă, morcov, țelină, păstărnă. Facem supa. Pun apă la fel și fac supa de lucru. Am înțeles. Că supa aia o folosesc la gătit. După. Nu folosesc. Am înțeles. Bun. Cred că în Italia am văzut lucrul ăsta, brodo, dacă nu mă înșel, pe care îl foloseau la paste. În Italia și acolo unde am învățat și eu ce înseamnă bucătărie și arta culinară, unde am făcut școala, primul lucru care înveți este să faci brodo. Am înțeles. Ai tocat ceapa perfect. Mulțumesc. Acum ce să zic, punem ceapa în farfurie, da? Dar în același timp vreau să înțeleg un lucru, m-a făcut curios pe mine și sigur și spectatorii care ne vor urmări pe canalul meu de YouTube sau pe pagina de Facebook Șef Giovanni și sigur voi primi întrebări sau comentarii legate de chestia asta. Explică-ne cum e viața de avocat. O viață frumoasă, sincer nu m-aș vedea făcând altceva, este fix ceea ce mi se potrivește. Din păcate, timpul este oarecum limitat, ca și timp personal, ca să spun așa. Petrecem mult timp în birou, în instanță, ne plimbăm, alergăm de la o instanță la alta, nu neapărat de la o sală la alta. Cel puțin aici în piață, cred că ai observat, judecătoria într-o parte, tribunalul penal și civil într-o parte, tribunalul comercial și într-o parte. Mine, și pentru mine e greu, pentru că la început chiar în stare de urgență, când din păcate am fost restaurantele, am fost închise și am trecut tot pe delivery, ne-am trezit să facem o chestie care noi nu făceam. Noi în viață restaurantul niciodată nu am făcut delivery. Eu când am deschis restaurantul, nu am deschis pentru delivery. La început, nu am vrut lucrul ăsta, pentru că consider că mâncarea mea care o fac și ceea ce fac are gust în farfurie și modul prin care este prezentată, ceea ce în caserolă nu mă găseam, dar am fost constrâns să fac lucrul ăsta. Și primeam comandă la tribunal, la parchet, la judecătorii. M-am dus la tribunalul vechi unde știam eu că era când eram copil, înainte să plec din țară. Când am plecat din țară, tribunalul era unde știa. Judecătoria, așa este, era pe strada Mihai Eminescu și acum... Deci, la economic, dar unde economic? Părea ciudat când eu îi spuneam la oameni la telefon, nu vă spune, ziceți mie unde? Păi la tribunal, știu, dar nu știu unde, adică... Da, din păcate și la noi, în perioada aceasta de pandemie s-au schimbat puțin lucrurile, în sensul că avem ore fixate. De multe ori avem ore fixate, ora 9 la judecătorie, 9 și un sfert tribunal, sau chiar ora 9 și la tribunal. Deci e imposibil să fii în același timp în două locuri diferite. Dar încercăm să ne adaptăm, sperăm să treacă cât mai repede situația. Bănuiesc că și în domeniul
vostru, adică e greu în perioada asta cu toate restricțiile, cu toate nebunia care, toată nebunia care există cu... O, da, ca să nu mai zic că toate dosarele au fost suspendate, majoritatea au fost suspendate, în sensul că mai mergeau cele pe penal și cele care aveau un caracter strict urgent, dar cert este că toată lumea ar trebui să știe că chiar dacă va mai fi vreo stare de urgență și nu se menține starea de alertă, drepturile și libertățile fiecărui cetățean vor fi respectate în continuare. Deci nu e că va fi afectat în vreun fel sau altul. Se pune, e o chestiune de timp, faptul că termenele s-au dat așa cum s-au dat. Am înțeles. Bun. Acum să ne întoarcem la tigăile mele și la judecătoria mea, da? Abia aștept, da, să vedem aici. Ceapa am tocat-o, avem bazele aici, eu zic să dăm drumul la supa de ceapă. Pentru început vom pune untul, da? Avem nevoie de o tigaie sau o cratiță, ce poți face, destul de adâncă. Când punem untul, nu trebuie să fie caldă deja. Atunci aprindem, punem tigaie pe foc și punem untul. Important e untul să nu-l ardi niciodată, să nu-l facem maroniu, da? Ne ajutăm de ulei, tocmai de asta ne ajutăm, pentru a nu arde, da? Punem uleiul și topim untul, da? Niciodată nu am procedat așa, ori puneam doar unt sau doar ulei, deci am mai aflat acum un lucru nou. Dacă vrei să faci ceva, nu știu, să tragi niște creierți la tigaie, de exemplu, da? În unt și vin, nu? Prima dată îi tragi în unt. Bun, te ajut de puțin ulei. Da? Iar focul prin care topești nu fie puternic, da? Pentru că asta e o mare parte din greșeala care o face, mare parte o fac în bucătărie. Ard untul, untul ars se maronește. Da. Odată ce e ars, nu mai e ok, adică prin gust de amărel. Da? Am înțeles. Gata, am aflat secretul, data viitoare voi uimi pe toată lumea. Da? Uleiul se... S-a încălzit, untul stopește. Putem să punem ceapă. Îi dăm drumul așa direct? Direct. Ia să vedem. Cam politică direct, adică fără menajer, da? No, punem ceapa și partea, un alt lucru important după ce punem ceapa, să învârtim și să tragem, cum zic eu, la tigaie, să tragem ceapa, tot ce avem, da? Adică ceapa să o învârtim bine, da? Să o prăjim. Dacă mă refer la prăjim, nu mă refer să o prăjim cum facem noi ceapa pentru fasole prăjită, da? Îmi place ceapa aia prăjită între noi fiecare. Da, dar nu putem face supă de ceapă, da? Da? Și atunci avem nevoie să călim. Să călim. Dacă mă refer la călit, mă refer să muiem ceapa. Da? Mm-hmm. Muiem ceapa, după care vom avea un pas important. Și când zic un pas important, e unul din secretele din care punem în supa asta. Dragoste. Sincer, eu tot mă uitam acolo la paharul ăla, mă gândeam că ăla ar... Nu, ăsta e un pahar care eu, în timp ce gătesc, fii, că se spune de obicei că bucătarii sunt beții. Nu e adevărat. Eu zic că nu e adevărat și vă zic de ce. Poate mai e cineva care are vicii, că în orice meserie. Dar eu personal și colegii mei care lucrează cu mine, niciunul nu servește băuturi alcoolice în timpul serviciului. Doar așa, îl mirosim și punem la loc. Am înțeles. No, acum câte glumă până am. Aici avem 30 de ml de coniac, un coniac fin, care îl folosim pentru ceapă, pentru a da acea aromă, acea dulceață. Pentru că noi mâncăm o supă de ceapă și are așa o aromă și nu știm de unde vine, nu? Untul. Coniacul cu ceapa, ceapa când o călim acum în unt se îndulcește și coniacul se dă o aromă deosebită. Dacă până acum n-am cumpărat coniac, să știi că de mâine coniacul face bine, face bine la digestii, la ceapă, la un prieten, la o prietenă, depinde, nu e, nu? Ne plimbăm iarăși pe situație, nu? Da, în funcție de situație și de starea de urgență. Am înțeles. Da, deja ceapa prinde culoare. Se îngălbenește așa și se moaie încetul, încetul. Da? Eu acasă folosesc o tigaie de piatră. Perfect. E ok, adică nu ne recomanzi o altă tigaie sau... Nu, acum fiecare poate să folosească acasă ce își dorește, ce e mai ușor, ce de piatră, de inox, de cum e asta teflonată. Important e să nu le ardem,
tigăile. Important e genul ăsta tigaie, să nu, când o spălăm, nu cu pielea de sârmă, să luăm stratul de protecție. Cred că ăsta este motivul pentru care am ales acea tigaie, că e foarte ușor de curățat după. De multe ori mi se întâmplă să mai iard câte ceva prin tigaie și atunci este mai ușor de curățit. Dar nu, deci dacă ardem ceva în tigaie, nu trebuie să neapărat pielea de sârmă. Putem să ardem, punem apă, puțin oțet, punem la fier, lăsăm să răcească. Oțet? Da, și se curăță fără probleme. Sau dacă nu punem apă, o lăsăm până a doua zi. Bine, eu am văzut că celelalte produse nu e chiar ca în reclamă, că le pui acolo și se spală singure. Nu, n-am găsit încă produsul ăla magic. Bine, putem face, luăm o mașină de spălat și punem o mașină de spălat. Dar tot trebuie curățit înainte. Da, orice lucru, chiar și la restaurant mașina de spălat profe, care spală în 2 minute, 3 minute și la temperatură mare față de mașina de spălat. Așa de spălat casnică, să zicem așa, are un program de 2 ore. Mm-hmm. Nu poți, iei lucru murdară la ea aruncat acolo, nu, deci oricum trebuie clătit. Bun, ce apa am călit-o. Deja miroase foarte bine. Da. Folosim coniacul, noroc. Să fie. După ce punem coniacul, așteptăm să evapore alcoolul. Da? Alcoolul se evapore imediat. 2 minute maxim, să zicem, alcoolul e evaporat. Deci dacă nu avem voie să bem alcool în anumite momente, putem să-l folosim mâncăm, la gătit. Nu? Da. Același lucru cum e în domeniu, fie politic, fie profesional, de avocat, se evaporă anumite lucruri, nu? Sau le toaletăm așa, da, cumva. Am înțeles. Bun, după ce s-a evaporat, e simplu. Punem supa. Supa care am zis că e făcută din legume și oase de vită, da? Deja are o culoare minunată. Și punem la fier. Dar asta nu înseamnă că supa este gata. Nu, dar începe să se asemene cu cea din farfurie. Eu un supa de ceapă la fier mai pun o crenguță de cimbrișor. Ceea ce noi în ingrediente n-am găsit-o. Bucătăria mea este o bucătărie puțin cam aromată, să zicem, dar este aromată din lucruri proaspete. Ce mi-a plăcut cel mai mult la tine e că n-ai nicio emoție. Deci pui sare, pui piper, pui condimente, fără nicio frică. Ei, lucrul ăsta mie nu mi se întâmplă. Bine, amatoare fiind în bucătărie, eu pun întâi în mână, mă uit cam câtă sare e și pe urmă... Da, bine, am apreciat mult la tine cum arunci efectiv cu sarea și piperul, cum jonglezi cu ele și cu toate condimentele. Da, ăsta e un lucru care l-am dobândit în timp. L-am dobândit în timp și... În anii de experiență și cu persoanele care am lucrat, m-au învățat. Chiar eu am făcut școala de bucătari în Italia, am învățat meseria în Italia. Am bucătari care am lucrat, care țin în continuare legătura cu ei și le mulțumesc de câte ori am ocazia pentru ceea ce m-au învățat și cum m-au corectat. Bucătăria și când înveți să gătești, e exact ca un copil mic când începe să meargă. Știi? Adică dacă ești atent, îl înveți, alimentație corectă, cum să citească, cum să facă bastonajul la școală, așa și bucătăria. Bine ar fi dacă copilul se naște cu instrucțiuni direct. Da, nu. Și atunci avem nevoie de lucrul ăsta. Adică cineva să ne corecteze, să ne înveți corect. Eu am făcut bucătăria, am învățat bucătăria în Toscana. Toscana este ok, este o regiune a Italiei. Cum toate regiunile Italiei sunt fabuloase din punct de vedere gastronomic, dar Toscana este ceva deosebit. Iar în Toscana, în bucătărie, se folosește foarte mult condimente, condiment natural. De asta și în seara asta vom folosi o creandă de cimbrișor. Cimbrișor. Eu aici, în bucătăria asta, am busuioc, că am cimbrișor, am rozmarin, am pătrunjel. Da? Deci folosim o bucată de cimbrișor. Și luăm direct de la sursă, da, să înțeleg. Direct la sursă, nu uscat, dar dacă nu avem proaspăt, cum am eu, ok, putem folosi și uscat. Asta vreau să zic, că nu e la îndemâna oricui să aibă proaspăt. Nu este la îndemâna oricui. Mă gândesc că nu toată lumea are... Noi în casă avem toți câte o floare care o dăm? Da. Da? Ne am plac putea, ori, da? Da, știu unde vrei să ajungi. De ce nu ar putea place și un iveș de cimbrișor? Sau de busuioc? Ar trebui. Sau de busuioc, că de fapt îl folosim doar la biserică. Nu, punem o crenguță. Nu mai mult. Ea nu fierbe în supa asta. Va lăsa o aromă. Poate zic că e mult, da, o crenguță nu se simte, nu e adevărat, se simte. Dacă cauți cu adevărat, gustul găsești. Da? Da, trebuie să le combinăm aici. Între timp, mai avem nevoie de puțin zahăr. Zahăr? Da,
Și zahăr, odată. Da. De ce zahăr? Pentru că chiar dacă am zis că ceapa s-a îndulcit cu ajutorul untului, cu ajutorul coniacului, n-am nevoie de puțin zahăr, puțin îndulceață, o aromă. Da? Deci foarte puțin. Aici noi avem 3 grame de zahăr. Deci nu folosim, da? 3 grame de zahăr. Și un alt ingredient important este făina. Și am zis, da, domnule, dar supă pui făină? Sau pui ca să o legi? Nu, pun ca să fac cremozitate. Asta vreau să întreb, care este motivul pentru care am punem făină? Pentru a face o cremozitate și a face un sos, a crea un sos. Noi astăzi vom face o supă care o servim în farfurie normală. Noi supa asta de ce putem să o facem? Să o servim, cum e în Franța, în bolurile speciale și cu foietaj deasupra. Dar noi azi vom servi într-o farfurie normală și ne vom face altceva. Vom face o pâiniță la cuptor cu puțină brânză. Da? Da, sună foarte bine. Punem făina. Cum e cu făina? Acum iarăși termenii ăia mai băbești, cu punem în ploaie, cu punem... Are vreo relevanță că punem așa peste tot sau... Nu, eu o pun doar într-o parte. Toată lumea zice că îți faci cocoloși, nu? Eu zic că nu se fac cocoloși dacă punem puțin, învârtim. Eu mă folosesc foarte mult de spatulă și odată ce învârt și merg cu spatula pe fundul ăla, practic o dizolv. Da? Punem făina. Și acum orice lucru care îl gătim are nevoie de un timp, de o... Lucrurile nu le putem face în gramă, da? Cum nu putem face nici meseria de avocat, avem nevoie de ani de zile pentru a învăța, pentru că avem nevoie de o facultate, după facultate avem nevoie de... Un stagiu. Stagiu. După un stagiu... Examene, din nou, examen de intrare în avocatură, examen de definitivat. Perioada, deci, stagiului. Și în politică avem nevoie de examen? Cred că avem nevoie de voință. Ok, bun. Acum, legat de politică, dacă tot ne întoarcem în zona politică. Repet, eu nu mă pricep prea bine la politică sau cred că nu mă pot pricepe, pentru că nu e ușoară politica. E cum e bucătăria, cred că ai nevoie de o înclinație asupra chestia asta, să devii politician. Ce facem cu Horeca? Da, eu am apreciat foarte mult curajul judecătorilor de la Bacău, faptul că ei au admis acea cerere de deschidere a restaurantelor. Din păcate, suntem în situația în care suntem. Eu zic că, din punctul meu de vedere, dacă se respectă toate normele, am putea reveni la normal. Ok. Deci, să zic, sperăm în continuare că ne întoarcem la normalitate. Speranța moare ultima. Da, îmi doresc din toată inima. Ideea este că eu înțeleg perfect prin ce stare, prin ce perioadă trecem. Și nu e o perioadă ușoară pentru niciun sector. Doar că sectorul Horeca, din punctul meu, și îmi permit să vorbesc strict de Horeca, pentru că este domeniul care eu îl cunosc cel mai bine. Și nu-mi permit să vorbesc despre lucruri care nu le cunosc. Domeniul Horeca a fost și este cel mai afectat și este cel mai puțin ajutat de către guvern, de către politicieni. Și aici nu vreau să fiu înțeles greșit, adică nu vreau să dau în nimeni. Îmi spun doar punctul de vedere și oful care l-am. Pentru că eu ca și patron, eu ca și bucătar, ne simțim a nimănui. Pentru că noi ne-am plătit taxele, eu vorbesc strict de mine, ne-am plătit taxele la zi. Ne menținem angajații, încercăm să-i susținem în continuare și ținem la muncă, găsim tot felul de lucruri, ne agățăm tot felul de lucruri. Eu personal, de exemplu, mi-am mai deschis un punct de lucru și nu mai fac mâncare din restaurant, fac un alt fel de fast food, dar nu fac un fast food normal, m-am dus în un fast food de gourmet. Și atunci mi-am mutat o parte din personal, mi-am mutat acolo să nu-i dau afară. Să nu-i trimit în șomajul tehnic, care ar trebui să nu-i plătească statul. Deci eu, practic, nu mai sunt o povară a statului, iar eu plătesc niște bani statului, dar nu văd un ajutor. Și sper că cineva să ajungă acolo și să păi cap. Știu, cunosc aspectul ăsta și eu îmi doresc același lucru. Cred că
perioada asta prin care am trecut acum m-au motivat și m-au ambiționat să mă implic personal. Evident, sunt la început de drum și eu, dar zic eu că dacă ne-am implicat mai mulți, am putea să, dacă am fi mai uniți, am putea să facem ceva mai. Deci mesajul este să fim toți uniți, indiferent de culoare. Deci, eu mi-asum riscul ăsta, în nume personal, neapărat în numele partidului pe care îl reprezint. Eu consider că o Românie, altfel o Românie schimbată, este când vom fi cu toți uniți, când vom avea același interes. Am înțeles. Cred că ăsta ar fi secretul. Vorbind, glumind, ne-am sfătuit, ne-am tachinat. Deci arată din ce în ce mai bine și mirosul este păcat că nu se doar poate simți. Doar că nu știu dacă ați observat, n-am făcut ceva. Ce am uitat? Două lucruri importante în mâncare. Și sarea și piperul. Bun. Deci n-am pus nici sare, nici piper. Am pus zahăr. Da. Și mă cert, diabetic, ce face, nu. Acum, n-am pus nici sare și piper. Poate mă întreb, domnule, dar sare și piper până la început la gătit, nu? Nu. Eu așa eu fac. Am fier, da. Depinde ce gătim. În cazul ăsta eu am fiert, am lăsat să infuzeze bine toate aromele, în vedere că supa e puternică de vită, supa de legume e puternică. Nu este sărată. Am folosit doar gustul ei original, da? În legume oricum avem puțină sare, în oase. Avem puțină sare, da? Poate nu avem sarea care avem noi nevoie și care vrem noi să o simțim. Eu de principiu mână mai sărat. Ok. Puțin. Ideea este, eu zic că în primul rând să gustăm. Abia aștept. După aia să vedem câtă sare și cât piper avem nevoie. Eu nu zic câtă sare și piper. Aștept părerea unui avocat. E aproape perfectă. Deci, am obținut un gust umami, să zic. E, mare un gust demențial. Demențial. Da, nici nu știu dacă aș mai pune neapărat sare sau... Eu zic că vom avea nevoie de puțin sare și se explice de ce. Ea mai fierbe, se mai îndulcește și mai pierde puțin. Am înțeles. Și atunci vom pune puțină sare, dar nu multă. Pentru că sarea se poate adăuga în mâncare și puțin piper. Da? Sarea o mai pot adăuga, da? Eu îți servesc supa la masă, ok? Dar dacă nu e de ajuns sărat, sarea se poate pune. Nu se poate scoate. Ce are un gust. Da? Bun. Supa am făcut-o, este perfectă. Este, din punctul meu de vedere, este o supă perfectă. Și cred că putem să ne gândim cum o servim, nu? Am zis că facem o felie de pâine cu brânză la cuptor. Da. Și dacă n-am cuptor? Nu mai facem. Sau nu mai dăm supă. Dar nu o să mai aibă același gust. Și trebuie să facem o felie de pâine, să înțeleg, sau cum? Păi cum procedăm? Bine. Adică să înțeleg că acum am apus la zid. Deci, practic, mi-a dat, cum aș spune eu, un croșeu. Da, nu avem cuptor. Cum facem? Simplu. Am făcut supa? Șef Giovanni, da? Totul este simplu e pentru tine. Când cunoști meseria, totul este simplu. Mergem regulă la vecinul și luăm o felie de pâine. Nu. Dacă nu avem cuptor, nu este o problemă. Oprim supa, da? Dacă tot am făcut-o, o dăm deoparte. Da? Și facem altfel. Ne ajutăm de o tigaie. O tigaie. Nu aveam cuptor, dacă nu mi-a dat voie să folosesc cuptor. Până la tigaie l-am încălzit, puteți da supa de aici, lăsăm să răcească, liniștită, da? Să punem aici, să răcească. Luăm pâinea și cu brânza, care am zis că o punem la cuptor și nu mai am voie. Eu mă plâng acum, poate mă apără și pâinea. Nu întreb, pentru că eu chiar am fost pus în situația să nu am cuptor. Da, mi-am dat seama de ce nu mă apără colegii mei cameramani. Să nu le-am urmea pe el. Da, nu, aia e adevărat. Sunt cazuri când nu ai cuptor cu adevărat sau sunt cazuri când nu merge. Sau nu vrei să pornești un cuptor să încălzească ori consum de energie electrică, ori consum de gaz pentru două felii de pâine, nu? Ori un copil neastâmpărat. Sau un copil neastâmpărat. Sau un soț grăbit. Nu? Sunt multe situații, da, nu? Nu, e simplu. Folosim o tigaie, punem un fir de ulei. Eu folosesc ulei de măsline. Ulei de măsline special pentru prăjit.
Dacă nu aveți ulei de măsline, ulei de... Există ulei de măsline special pentru prăjit? Da, special pentru ce? Avem uleiul de măsline extra virgin, care se folosește pentru salată, care îl folosim. Cumpăr și eu. Și uleiul, a doua presă a uleiului, deci asta este prima presă care se face, iar a doua este pentru prăjit. Un fier de ulei, un ulei de măsline, am zis, nu avem ulei de măsline, putem folosi un ulei de floresoale, un ulei de floresoale presat la rece, este foarte bun, față de ulei de măsline, ulei de floresoale care știm noi. Mai avem un, putem folosi ulei de dovleac, ulei de nucă, ulei de, deci uleiul, noi știm poate ulei de măsline și ulei de floresoale, dar ulei de cătere există, adică putem folosi orice ulei dorim. Important la orice ulei este să nu-l arde. Am pus puțin ulei, vezi, tigaia s-a încins, punem pâinea, da? Dacă nu avem cuptor. În felul ăsta putem face și bruschete? Da, putem face bruschete, putem face crutoane. Avem o pâine semi-uscată acasă sau chiar nu avem pâine uscată, pâine normală. Avem un safir, vrem niște crutoane, le tăiem, le punem în tigaie cu ulei, un cimbrișor, ce apă, aia care am tocat-o sau aia care urmează să o tocăm sau aia care ne-am tăiat degetele cu ea, puțin usturoi, tragem la tigaie, da? Prăjim și punem lucrul ăsta, adică fără nicio problemă, da? Ce facem? Am încins tigaia, un fier de ulei, prăjim pâinea, da? Pe partea și pe alta. O întărim, să zicem, da? O prăjim. Ea a tras puțin ulei, uleiul de măsline dă o aromă. Dacă vrem, putem să facem același lucru cum am făcut și cu supa. Folosim puțin cimbrișor. Da, putem cimbrișor. Rupem cimbrișorul, punem pe pâine, da? Vorbeam de bruschete. Putem face lucrul ăsta. Dacă arată într-un fel, adică nu E, nu chiar arată într-un fel. Acum, având în vedere că m-ai pus la zid și n-am voie să folosesc cuptorul. Eram doar curioasă, adică eu am zis că vreau să încerc și acasă rețeta. Da, nu. Deci putem să o facem fără nicio problemă, da? Prietenele mele cu care veneam și luam masa aici la restaurant sunt înnebunite după această rețetă. Cu siguranță mă vor pune să le pregătesc. Deci trebuie să fiu cât mai atentă la detalii. Acum nu știu cum o să rezolv cu cimbrișorul. Unde găsim cimbrișor? Cimbrișorul, eu personal, l-am pus de părinții mei cam în seră. Am înțeles. Dar găsim în orice centru comercial sau magazine sau piață, adică... Sunt convinsă, dar e că atunci știi că nimeni într-un magazin și nu te interesează ceva și nici nu-l vezi dacă nu te interesează. Dacă era o floare, un parfum, o ojă, da, înțeleg. Nu. Deci am făcut pâinea, da? Acum problema este brânza. Cum faci? Am uitat de ea, da. Nu, brânza o avem aici, dar cum o topim? Cum? Simt. O punem așa deasupra, nu? Doar așa? Așa? Așa aș proceda, nu știu, ne înveți. Facem așa, având în vedere că e o brânză care putem să o și prăjim, da? Pentru o supă de ceapă de obicei folosim un brie, o brânză, o uda. Da? Brie cum este aceasta, da? Da, aceasta este un brie, punem la prăjit, fără frică. Da? Nu avem nevoie decât să o prăjim puțin, da? Putem să ne mai ajutăm de un fier de ulei dacă e nevoie, nu prea mult. Și dacă ai observat că eu nu folosesc foarte mult ulei. Adică folosesc puțin tare. Adică eu nu sunt adeptul la ulei, la baie. Nu, cât avem nevoie, da? Uite, ce frumos. Wow, ha? Super s-a prăjit. Bine, așa pare ușor. Da? Dar eu sunt convinsă că în momentul în care mă voi apuca nu mai e atât de ușor. De ce? Îmi pare așa totuși, trebuie să știi exact ca și timp cât să-l lași, când să învârți, adică eu cred că aș... Păi la fel ca în orice meserie care avem, da? Adică la început e mai greu, scăpăm clientul... Da, când sunt cu un așa clientul, maestru lângă mine... Scăpăm nu... clientul condamnăm... nu, da, dacă... la început poate să fie mai greu, deci brânza s-a prăjit, s-a puțin muiat, a prins gustul ăla de prăjit, da? Așezăm pe pâine. Dacă la serviciu mai pot face un apel, ceva, da. Aici... Nu, no. Ce aici îți poate face un apel?
dăm rebi totul la o parte și pun lumii la capăt. Am înțeles. La clătite mai fac așa. Tava? Nu, s-a nimerit odată în capul cuiva. Am încercat eu. Ghinevă. Acum lucrurile, eu zic că sunt destul de simple. Acum ai vrut să le complicăm, deci folosești cuptorul. Am înțeles. Da? Bun. Am înțeles. Deci pâinea am făcut-o, suba am făcut-o. Eu zic să montăm, dar înainte de a monta, pot să zic că am avut un ajutor de încredere și din ADHD care a încercat să mă pună și puțin în situații neplăcute, în bucătărie, dar a reușit. M-am scos între două ghilimele. Ce să zic? Vă aștept să mă urmăriți pe pagina Chef Giovanni de Facebook, canalul de YouTube unde veți găsi emisiunea Politicien la Tratiță, un alt canal tot pe Chef Giovanni cu tot felul de rețete care voi mă provocați să le fac, să le gătesc pentru voi și TikTok. Mai nou am descoperit ce înseamnă TikTok-ul și suntem și pe TikTok. Aștept like-urile voastre, mesajele voastre în care îmi cereți sau îmi spuneți părerea despre ce facem și în ultimul rând să montăm în farfurie. Abia aștept să mănânc, sincer. Supa am făcut-o? Mai trebuie. Pâinea am prăjit-o? Ce mai facem? Mergem în gata. Gata. No, să știi că de multe ori acasă, când nu mă vede nimeni, mai fac așa mâna prin cratiță, adică... De ce? Ca să gust. Ah, că cel mai bun gust e cu mâna. Da. Categoric. Da. Așa e. Așa se zice. Dar eu confirm lucrul ăsta. Eu am un instrument muzical, se cheamă spatulă. Așa. Care l-am folosit pentru pâine și folosim și l-am montat. Am înțeles. Așa vom procedi. Și să iau supă cu mâna. Nu pot. Frige, mă opăresc. Mi-e frică de soare. Nu mai gusti așa cu polonicul? Eu mai gust și cu polonicul. Gustam cu polonicul când eram mic și tot timpul dădeam cu polonicul. Da. Bun, hai să facem. Eu personal voi face o farfurie. Sau faci? Păi una tu și una eu. Bine. Urmăresc întâi. Am înțeles. Simplu. Supa avem. O amestecăm. Da? Eu de fiecare dată, prima dată încerc să iau partea cât mai concentrată. Fără zeamă, să zicem. Da? Și punem farfurie. După care încerc să iau mai mult zeamă și puțină ceapă. Exact, zeama aia îmi place mie așa. Zeama. Da. Zeama este fructul muncii noastre și de cel secret că n-am pus, care nu l-am băut. Am înțeles. Da. Pun o felie de pâine care am prăjit-o în tigaie, simplu și nu în ultimul rând, farfuria am făcut-o, am pus un fier de ulei, dar parcă lipsește ceva. Ceva verde. Verde? Da. Dacă tot am folosit cimbrișor, eu zic să punem o crenguță de cimbrișor sau două, trei frunze de cimbrișor, dăm o pată de culoare. Cred că ar arăta foarte bine. Și știi că ai dreptate, doar că vreau să zic un lucru. Tot ce punem în farfurie, să fie comestibil, da? Deci cimbrișor putem să punem, nu să aducem lucruri care nu se pot mânca. O, da. Bine. Eu am văzut și flori comestibile, niște flori foarte frumoase, care inițial eu le-am dat deoparte, până am aflat că sunt comestibile. Da. Se folosesc florile în bucătărie, eu le folosesc și eu foarte bun, dar sunt comestibile. Important e să știm de unde le luăm și să fie comestibil, pentru că diferența între o floare care o avem acasă, care e la fel și aia care o punem în farfurie, este că nu are îngrășământ, nu este stropită și este crescută cu anumit tip de pământ. Am înțeles. Dar când pun două frunze de verzi, pentru mine este perfect. Acum aștept să-mi faci farfuria. Da. Pentru că în seara asta vei avea un oaspete invitat la masă. Da. Aștept să faci farfuria. Deci am reținut că prima dată vom lua partea mai consistentă de ceapă. Da. O aranjăm așa fără să ne tărim pe lângă. Și acum cu miacul. Ce las cum se înceapă.
pe care nu îl bem, deci putem conduce liniștiți. Putem să facem. Că îl mâncăm. Bine, acum dacă ne prinde, avem avocații cu noi. Da, ce-i drept. Până în 0,40 riscăm doar o contravenție. Așa, acum cu ajutorul acestei spatule. Trebuie să-mi dai chirurgia. Da, dar și puțin cu mâna, nu? Nu știu, te-am urmărit și ai reușit. Cred că nu voi reuși dacă nu mă ajut. Să vedem. Deci nu e ușor, nici așa. A mea asta... Nu o să întâmplă nimic. Așa. Și acum am spus un fir de cimbrișor. Perfect. Eu am fost cimbrișor, dacă vrei să pui altceva, poți să pui și altceva, deci nu e o problemă. Mai văd pe acolo rozmarin și altele. Am încercat să copiez. Și a ieșit. Sunt foarte mândră de ce am... Vezi? M-ai copiat greșit. În ce deci sens? La școală nu erai... Se vede nu, că n-am fost bună. Eu am fost artistă copiat. Eu nu, recunosc. Am... Nu vede nimeni. Am uitat. Sunt neamurile cu tine. Da? Avem doi cameramani aici care deci ne ajută. Deci acum arată perfect. Și avem doi cameramani aici care ne ajută să facem emisiunea, care sunt neamuri cu tine. Plan! Mulțumesc! Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Politicieni la Cratiță. Ca de obicei, suntem acasă la șef Giovanni, cel care a gătit alături de un tânăr politician, o mâncare pe care eu vă mărturisesc încă de la bun început că până acum nu am gustat-o, în sensul că n-am mai mâncat niciodată, dar mai multe o să aflăm de la invitatul nostru din această seară. Este vorba despre un avocat care și-a găsit timp să facă și politică, a ales un partid nou, Partidul Puterii Umaniste, și a avut și o primă încercare de a ajunge în politica mare, și anume o participare la alegerile parlamentare. Alături de noi, venită direct din bucătărie, doamna Mariana Drăgoiță, română. Bună seara, mulțumesc pentru prezentare. Da, a fost o prezentare care încearcă să se ridice la nivelul a ceea ce urmează să mâncăm, dar am să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți mai multe. Oh, da, este o cremă supă de ceapă pe care am preparat-o mai devreme cu șef Giovanni. Zic eu că ne-am dat silința și va fi pe măsura așteptărilor. Nu a fost foarte, foarte complicat. Acum că văd în farfurie pot să afirm lucrul ăsta că nu mi se pare foarte, foarte complicat în a o prepara. Este o rețetă foarte, foarte gustoasă pe care o recomand cu mare drag. Mie personal îmi place foarte mult. Eu prima dată când am auzit de cremă supă de ceapă, am spus, nu, ce-o fi asta? Am venit cu niște prietene chiar aici la restaurant. Prietena mea și-a comandat o cremă supă de ceapă și zic să încerc măcar să gust. Imediat ce am văzut ce gust are, zic, nu se poate, trebuie să încerc și eu. Și așa am ajuns să pregătim această cremă supă de ceapă. Ea arată foarte bine, am identificat, e și mai ușor de identificat ceapa din farfurie și pâinea prăjită. Deasupra e o bucățică de brânză. De brânză, da. Așa e în mezamplasul, așa trebuie prezentat acest fel de mâncare? Nu neapărat, șef Giovanni mi-a mărturisit că putem să o aranjăm și altfel, putem să punem și altfel de frunzulițe, putem să facem mai multe combinații. Acesta este preparatul pe care l-am făcut seara aceasta, dar cu siguranță pot fi încercate și altfel. Spre exemplu, noi pâinea am făcut-o la tigaie, șef Giovanni mi-a mărturisit că o putem face și la cuptor, putem face și crutoane, deci nu e... neapărat acesta un mod de prezentare musai de respectat. Am să te rog pe tine să începi să ne explici cum trebuie să mâncăm. Eu mărturisesc, n-am mai mâncat niciodată, arată foarte bine, deci bănuiesc că nu. Exact. Mărunțim pâinea. Eu cel puțin așa o gust și o mănânc.
Aș putea să vă spun eventual cum am început să facem preparatul acesta și ingredientele care sunt, pentru că am aflat mai multe secrete de la șef Giovanni. Secrete pe care eu nu le știam și nici nu aveam cum să le bănuiesc măcar, în sensul că nu e o supă cremă de ceapă, oarecum doar că am pus ceapa la fiert și a ieșit crema supă de ceapă, are foarte multe ingrediente, cum ar fi prima dată după ce am tăiat ceapa, am pus în tigaie puțin unt și unul din secrete pe care l-am învățat este că, ca și untul să nu se ardă, trebuie să punem și puțin ulei. Ulei de măsline a folosit și șef Giovanni, tot astăzi am aflat că există ulei de măsline care este folosit pentru salate și poate este și ulei de măsline care poate fi folosit pentru prăjit, pentru a nu se arde uleiul, am văzut că a pus și puțin ulei. După care am pus ceapa, am lăsat-o puțin până s-a înmuiat. E foarte important, a fost un ingredient, o supă care o avea deja preparată șef Giovanni. Era din legume și încă o supă din oase de vită făcută, care s-a pus peste ceapă. După care s-au adăugat ingredientele. A adăugat puțin zahăr, ceea ce m-a surprins pentru că ceapa era deja puțin dulce și a pus și puțin zahăr. Pe urmă, să-mi amintesc exact ce am mai pus noi aici, pentru că oricum trebuie să repet, prietenele mele nu mă iartă și trebuie să le fac neapărat această cremă supă de ceapă. Dar nu gătești și acasă? Am făcut acum o excepție pentru... Gătesc a din veni la cratiță doar la emisiune sau nu. Și acasă mai stai la cratiță din când în când? Nu, stau și acasă pentru că am și o fetiță și pentru ea trebuie să gătesc, dar acasă cu siguranță nu am gătit așa ceva, fac preparate mult mai simple cum ar fi ciorbiță, cremă supă de legume, șnițele, cartofi prăjiți care este baza alimentației la copii și pastele. Și revenind la crema supă de ceapă, e unul dintre ingredientele secrete care m-a surprins așa și nu știam ce se întâmplă cu acel pahar. A fost și un pahar de coniac care este pus aici. Mă miram eu că îmi place atât de mult. Acum am și o explicație. Da. Da, dacă nu putem să bem, putem să mâncăm alcoolul, deci nu este nicio problemă. Cred că... Glumind sau nu, aș putea să cer în contextul ăsta și o a doua porție. Dacă mi-ai spus ingredientul secret, acum glumesc. E foarte bun. Da, din câte mi-a spus șef Giovanni, că chiar am făcut o glumă pe acest aspect, se evaporă. Deci alcoolul, mâncare, oricum se evaporă, deci putem să plecăm liniștiți cu mașinile spre casă, nu va ieși la... Eu nu pot că n-am carnet, dar n-am reținut, nu am permis de conducere. E foarte bun, dă-mi voie, am să te rog și pe tine să mănânci, nu de asta, dar o să creadă cei care ne privesc că mă lași doar pe mine să mănânci. Eu deja am tot gustat pe sus. Zic pentru conformitate, să nu zic oamenii că ai ceva cu ziariște și ei chema la masă și ai lăsat doar pe ei să mănânce. Absolut. Punând și coniac printre ingredientele folosite, da? Glumesc. E foarte bun și mai ales ca de obicei, din ceea ce face șef Giovanni și cât știu eu, amestecul de arome este cel care dă gustul extraordinar. Se cred că a fost un fel de cimbrișor care l-a pus. Pentru consistență, pentru a fi așa, a pus puțină făină. Ce am mai pus noi, să mă gândesc, untul l-am spus, untul de la început. Mi-a spus așa, că ingredientul principal la orice am încercat noi și orice am face ca preparat este dragoste. Spuneai că unul dintre ingredientele absolut necesare pentru orice mâncare cu gust sau bună e să pui suflet sau să o faci cu dragoste. Așa dacă... este. Bun, politica, din păcate, nu prea e făcută cu suflet de mulți dintre cei care fac politică. Oare de ce? O grea întrebare, în sensul că, de fapt, răspunsul nu ar fi unul foarte greu. Eu zic că dacă ar fi apreciați cei care pun suflet, atunci nu m-am mai gândit chiar așa. Eu zic că dacă fiecare politician ar pune interesele cetățenilor mai presus de propriile interese... Dar mai face politică. Nu. Consider că
Abia atunci va fi o Românie altfel. Când interesele cetățeanului să primeze înainte de celelalte interese. Aici am două întrebări temporale, dacă pot să le spun așa. Cam cât durează până reușește cineva să facă o astfel de supă cremă? Și a doua întrebare tot temporală, cam cât mai durează până când o să avem o Românie în care politicienii să pună interesele cetățenilor mai presus de ale lor? Să sperăm că nu foarte mult, sperăm că doar câteva zile până pe data de 6. Asta ca e să cu răspund politicieni. La cea de-a asta doua cu, întrebare. Nu, că m-am speriat, am crezut că durează câteva zile până când e gata supa. Da. Nu, asta ca să răspund direct la cea de-a doua întrebare, iar la prima întrebare, cred că în medie cam 40 de minute a durat... cam 40 de minute. Și accesibilă, să spunem, această rețetă pentru oricine într-o bucătărie normală, nu una da, extraordinară, cu condiția să ai ingredientele necesare. Da, vreau să zic că este accesibilă atât financiar, cât și ca îndemânare. Eu personal recunosc că nu prea gătesc și nu gătesc lucruri complicate, deci ar fi la îndemâna oricui de gătit această cremă supă de ceapă. E cu episodul cu lacrimile când se taie ceapa? A fost puțin, dar am trecut peste. Am încercat deci să merită, oricum vă spun că merită, să, chiar dacă veți plânge puțin când veți tăia ceapa, să știți că merită să încercați rețeta și rezultatul. Am încercat să scot așa un secret de la Chef Giovanni, dacă există vreun secret major ca să nu mai plângem când tăiem ceapa. Da, există. Nu a pus să ți-l spună? S-a angajat un ajutor de bucătar care să taie ceapa în cutău. Majoritatea au rămas așa. Am înțeles asta, da. Da, dar n-am asta, vrut să spun, da. M-au zis eu ceva mituri, că pui ceapa în apă, o lași, numai că mi-a dat une... Și soție să o taie când vine de la serviciu, da? Și atunci ai scăpat de lacrimi. Nu, eu sunt de părere că bărbații sunt cei mai buni bucătari. Și noi bărbații suntem de părere că soțiile sunt cei mai buni bucătari. Mi se pare că e pasarea responsabilității de la unii alții care exact, să gătească, da. Exact. Dar cei mai buni politicieni cine sunt, bărbații sau femeile? Eu zic că există o egalitate între, sunt cei care au credință. E un răspuns diplomat, eu cred că femeile, din păcate, și în politică, și în multe alte sectoare de activitate, domenii de activitate în România, sunt marginalizate. Cum vezi politica după alegerile din 6 decembrie? Pentru tine, personal. Pentru mine, personal, dacă nu... nu vom avea suficiente voturi, cu siguranță va rămâne o experiență unică. Nu mă voi opri aici. Voi unică, continua. Unică, plăcută sau mai foarte puțin plăcută? Plăcută. M-am regăsit alături de colegii mei din partid, alături de președintele nostru, domnul Vlamo Laurențiu. M-am regăsit în totalitate, în sensul că m-am simțit exact ca într-o familie. A fost tot... Adică el dădea ordinele și tu trebuia să execuți? Nu, că așa e la mine în familie, soția dă ordinele și eu le execuți. Am înțeles. Acum depinde de familie și depinde de... Sau de soție, da, am înțeles. Da. Și eu m-am gândit că poate soția mea e... Da. Dar să revenim la politică. Partidul din care fac parte, cel puțin la Piatra Neamț, unde noi am fost împreună în campanii, unde ne-am întâlnit la ședințe, m-am simțit efectiv ca într-o familie, cu toții am fost la egalitate, nu a fost unul mai presus de celălalt, deci am lucrat efectiv ca într-o echipă. Indiferent așadar să înțeleg rezultatul alegerilor parlamentare, vei rămâne în politică? Da. Da, eu personal nu am mai făcut politică până în momentul acesta. Nici eu n-am mai mâncat supă de ceapă, așa că suntem la momentul dar în schimb am decis că este momentul de implicare dacă tot îți dorești să vezi o schimbare. Și de altfel consider că dacă cu toții am gândit la fel, de ce să arăt cu degetul spre ăla, spre celălalt, nu aș vrea să nominalizez pe absolut nimeni, consider că doar prin implicare poți schimba ceva, pentru că e ușor să găsești acuze fiecăruia și să nu faci nimic, doar să critici. Sau scuze, nu neapărat acuze, că mai găsești și scuze uneori. Dacă te implici, atunci ești direct responsabil. Nu știu cum vor arăta la momentul la care realizăm această emisiune rezultatele alegerilor din decembrie, alegerilor parlamentare din România, însă vă pot spune un lucru cert, și anume că
dacă se va sătura de avocatură și la un moment dat poate va ajunge la concluzia că nu merită politica să se mai implice, oricând invitata noastră ar putea să susțină cu brio un eventual examen pentru a fi chiar un bucătar profesionist. Mulțumesc pentru tratație, felicitări pentru... Mulțumesc și eu pentru cuvintele frumoase. ...mâncarea pregătită și pe dumneavoastră vă invit la o nouă ediție a emisiunii Politicien la Cratiță și vă invit de asemenea să fiți alături de șef Giovanni și de echipa lui la restaurantul dânsului. Sperăm să fie deschis cât mai repede, că acum e închis, ce să vezi că e pandemie, dar până atunci, dacă vă e poftă, și sigur vă e poftă de produsele pe care acesta le pregătește, îl puteți găsi la food truck, înțeleg că ăsta e termenul, da? La food truck-ul său din strada Calistrat Hoca, așa acolo unde veți putea servi cele mai bune produse pe care vi le oferă. Nu încheiem aici, mai trag puțin de timp, de-abia aștept să închidem camerele ca să pot mânca într-adevăr cu poftă ceea ce a pregătit invitata mea, dar avem o surpriză pentru cine credeți? Avem o surpriză pentru șef Giovanni. Așteptăm să vedem când va veni surpriza. Sperăm să-l surprindem, că el ne-a surprins de fiecare dată cu rețetele pe care le-a pregătit. Haideți să vedem surpriza și șef Giovanni, hai lângă noi, șef. Surpriza este din partea invitatei de astăzi. Da, să vedem și noi acolo. E o tunică. Da? Am primit tunica. Ai primit tunica. Asta e surpriza. Mulțumesc. Are și obiectul muncii acolo. Deci care am luat cuțitul și am luat tunica. Da. Mulțumesc. Mulțumesc de suflet. Vă mulțumim și noastră pentru atenție. Noi ne retragem aici, mâncăm tortul, dar, repet, puteți veni oricând la Il Viaggio și încerca rețetele lui șef Giovanni. Și nu uitați să vă abonați pe canalul de YouTube.